cu lumină. Am câștigat la loto. Am jucat eu la loto când eram mort de beat. Și acum vreau să văd ce am câștigat. Ia ce zice. Păi zice, ai jucat în 2012. Cașcaval. Și am băgat niște numere de tăpișpere de râs. Oh! Păi să-mi bag pula! Eu am mai jucat biletele astea. Numerele astea le-am mai jucat. Și am câștigat atunci categoria 3-a. Bă, le-am repetat. Ia uite-l grecu să fiu. Bă, dacă am câștigat categoria 2-a. Să câte pizde vine la mine. Dar nu mă iubește fetilii până obosește. Și după aia iar se întărește. Bă! S-ar putea să fi câștigat. De fapt, e cam puțin ca probabil că... Ia uite, am băgat două perechi. Mi-am băgat și ziua de naștere. Zice, a... Dar uite că le-a repetat să-mi bag pula. Nu, atunci era altfel. Ia cum vrei. Hai că-mi aduc. Dar acum am băgat niște de astea. Păi de ce ești gola lor? Aia, le-a plictisea la sosul. Și poate vine cineva și-și cerește biletul. Aia, poate. Numai că, fii atent că în 2012, în mai, și nu mai e bilete din 2012. Că lumea care câștigă și boșorogii și ăștia se duce în timpul ăsta. Și ăia de la loto, băi, păi de ce ai venit tu după drojdier cu pula de fier? După atâta timp. N-ai avut timp la pulă? Eu zic, n-am avut timp. Face pe drojdier. E biletul tău? Te întreabă ăia. Asta e biletul meu. A. Face, bă, noi lucrăm cu teoria probabilității. Probabil că nu e biletul tău. E biletul nou. Și, păi, cum l-ai jucat? L-am jucat, lui. Poate să-ți dai seama. Că aici scrie și ora. Uite, era după amiază. Și când ai jucat? Chiar în penultima zi, ultima zi. De ce? A, atunci m-am trezit și eu, știi? Și uite, n-a jucat mulți la agenția. Deci până la ora aia de după amiază, au băgat doar câteva. Lasă, vreau să îmi surpriza să fie șmecher. Nu mă uit la ăia pe site. Și stau așa și mă zguiesc. Dar Ziglu, fosta mea soție. Soție tot așa. Am câștigat la lătă. Aia ce? Îmi iau o mașină de-aia puternică. Nervoasă. Ferrari Testarossa. Sau Lamborghini. Sau îmi iau un smart de-aia. De ce? Smartul mic e mișto. Sta doar eu cu gagica. Să te negoiești. Sau îmi iau Dacia. Oh, nu, e periculos. De ce? Vii cu Dacia. Pula mea, ce? Faci Dacia. O Fiat Dacia, da. Ce sunt eu? După vremea lui Decebal și Traian? Pula mea, mi-e vorbă și noi. Să treacă aia cu motocicletele pe lângă mine și eu. Hihihihihi!